Sonderlich wachend bereitet stehen, wenn Jesus heute käm. Könntest du ihm freudig entgegengehen, wenn Jesus heute käm? Deutlich sich lösen die Zeichen ein, heller erglänzet der Morgenschein. Kommt sich der Friedenskönig ein, denn wenn er heute käm. Ehre, Ehre, ihm gehört Reich und Macht und Macht. Ehre, Ehre, er hat das Werk vollbracht, vollbracht. Dragi frați și surori, îi aducem laudă și mulțumire Domnului pentru harul și bunătatea Lui, că noi ne aflăm din nou astăzi în acest loc. Și eu doresc vouă tuturora, voi toți care ați venit și voi toți cei conectați, vreau să vă salut pe toți în numele scump și prețios al Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeului nostru mare dorim să-i mulțumim din toată inima pentru cuvântul lui sfânt și prețios, pentru cuvântul ceasului care ni l-a descoperit. Noi suntem atât de mulțumitori că noi suntem adunați în numele Domnului astăzi din nou în acest loc. Domnul cu adevărat a făcut lucruri mari pentru noi. Domnul are un plan de mântuire și acest plan îl va îndeplini și noi prin har avem voie să avem parte de ceea ce Dumnezeu face în prezent. Domnul până astăzi ne-a ajutat și El ne va ajuta mai departe. Domnul în Matei 28 a spus că El va fi cu noi până la sfârșitul veacului. Noi o putem citi împreună din Matei 28. Este scris în ultimul verset din Matei 28, versetul 20, partea a doua. Aici este scris: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Ce cuvânt minunat este aici! Domnul nu este doar astăzi cu noi, ci în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Noi astăzi am venit cu o mare așteptare în acest loc. Noi astăzi dorim să auzim ce ne are Domnul de zis. Și noi, pregătirea noastră, dorim să ne întărim. Noi nu mai dorim să privim la lucrurile vizibile, ci să ne uităm doar la Domnul. Eu, înainte de rugăciune, citesc un cuvânt din plângerile lui Ieremia, capitolul 3, și eu vă rog să ne sculăm cu toți în picioare pentru aceasta. Citim din plângerile lui Ieremia, capitolul 3, începând aici de la versetul 19 până la versetul 32. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.
Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia Ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un juc în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul îl a pus pe grumaz. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Scump frați și surori, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, lucrurile cele mai bune pentru noi vor mai veni. Domnul să dăruiască cu adevărat ca noi în această ultimă vreme să-L putem trăi puternic. El, cuvântul Lui, în mijlocul nostru, spre cinstea numelui Său, să-L confirme. Dorim să-I mulțumim. Tu, mare Dumnezeu al Harului, noi Ție-ți mulțumim că noi astăzi din nou ne putem aduna nederanjați în numele Tău. Îți aducem o mulțumire din inimile noastre pentru făgăduința pe care ne-ai dat-o că Tu vei fi cu noi. Vei fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Tu și astăzi ești prezent cu Duhul Tău cel Sfânt. Viața noastră îți aparține doar Ție, pentru că Tu ți-ai dat viața Ta pentru noi. Noi suntem mulțumitori. Începând cu Golgata, noi avem o intrare liberă la tronul Harului. Biruința Golgotei fie ca astăzi în mijlocul nostru să fie descoperită. Astăzi încă mai este timpul Harului. Astăzi este o zi pe care Domnul a făcut-o. Este o zi a mântuirii și a pregătirii. Ce privilegiu că noi din plinătatea Ta putem primi har după har. Noi și adunarea de astăzi ți-o credințăm în brațele Tale și Te rugăm ca să primim o binecuvântare care rămâne până în veșnicie. Noi suntem mulțumitori că la Tine toate lucrurile sunt posibile. Binecuvintează și întărește-L pe purtătorul cuvântului și unge-L cu Duh Sfânt când El în final va vorbi cu noi. Doamne, binecuvintează-i astăzi pe toți aceia care ascultă cuvântul Tău și dăruiește-ne inimi deschise și urechi deschise. Fie ca sângele Mielului să fie asupra întregii adunări. Doar Ție îți aducem cinste și mulțumire. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
Să cântăm cântarea Vino din înălțim, vino Duh al Domnului. Vino din înălțim, vino Duh al Domnului. Vâjâie și mișcă-te. Să nu rămâi departe. Vâjâie și mișcă-te. Să nu rămâi departe. Foc dumnezeiesc. Coboară-te în jos. Tu pentru noi ești un dar ceresc prețios. Tu ești pentru noi un dar ceresc prețios. Pe toți împreună, botează-ne din înălțim, așa încât limbi de foc să fie vizibile peste noi. Așa încât limbi de foc sfinte să fie vizibile asupra noastră. Să cântăm acum cântarea Numai să crezi. Numai să crezi. Numai să crezi. Totul este cu putință celui ce crede. Numai să crezi. Numai să crezi. Totul este cu putință celui ce crede. Iisus este aici. Iisus este aici. Totul este cu putință pentru că Iisus este aici. Iisus este aici. Iisus este aici. Totul este cu putință pentru că Iisus este aici. Amin. 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 Vă rog să reocupați locurile. Eu doresc să-l rog pe fratele Mischi să ne spună câteva cuvinte. Noi am fost împreună în Portugalia și după aceea voi da o mărturie scurtă de ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Dumnezeu a făcut lucruri mari, lui aduce în cinste pentru aceasta. Da, vino frate Mischi și spune câteva cuvinte de ce am trăit în Portugalia. Da, eu vă salut pe toți în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi și acolo, în Portugalia, am primit uși deschise și cuvântul lui Dumnezeu, făgăduința pentru această zi, am pus-o pe sfeșnic și sunt mulțumitor lui Dumnezeu că mai există oameni care doresc să asculte și care se bucură. Lor le curgeau lacrimile pe obraz în jos, unii nu mai căpătau aer, pentru că sunt mulți care încă n-au auzit niciodată ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în timpul care trăim noi acum, făgăduințele Lui pentru acest timp și împlinirea acestor făgăduințe și prin harul Lui Dumnezeu. Noi acolo am avut adunări mici, nu au fost mulți, dar ai putut vedea că toți erau în lucrare, toți au ținut pas, au primit cuvântul și a fost o mare copleșire și suntem mulțumitori lui Dumnezeu și suntem conștienți că rod pentru veșnicie va ieși
Mulțumim fratelui nostru că i-a dat astfel de putere să facă astfel de călătorii. 200 de kilometri am mers cu mașina, așa că noi am avut două adunări binecuvântate. Și eu vă spun, ca traducător, când Îngerul lui Dumnezeu vine peste tine, atunci este ceva puternic. Cuvântul curge ca dintr-un izvor, pur și simplu țâșnește și legăturile sunt descoperite și pur și simplu doar te bucuri și să mulțumești lui Dumnezeu. Și așa noi avem o nădejde vie că Dumnezeu și în această după masă, din acest izvor al mântuirii, ne va da de băut. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Da, îi aduce mulțumire Domnului. Predicatorul baptist a început acolo adunarea în numele Trinității și noi nici n-am știut ce ne așteaptă, dar apoi a venit cuvântul Domnului. Și despre Dumnezeire a trebuit să fie spuse unele lucruri, a fost pur și simplu necesar, că nu există trei veșnici, ci există doar un singur veșnic Dumnezeu. Și acest predicator baptist, el a venit și m-a îmbrățișat, m-a strâns și mi-a spus, de prima dată, eu am auzit din gura ta adevărul. A fost pur și simplu minunat. Dumnezeu a condus totul spre cinstea numelui Său. Eu am o mărturie puternică. Am adus 100 astfel de foi cu mine acolo pe masa cu cărți. Le puteți lua la sfârșitul adunării. Voi știți că din 1972 eu am fost în diferitele localități din Pakistan și de data aceasta am fost în orașul central poziționat în Lahore. Și poporul lui Dumnezeu cu adevărat s-a adunat de peste tot, s-au strâns ca să asculte cuvântul Domnului în adunarea principală, care a avut loc pe stradă. Eu așa ceva încă n-am trăit. Într-o țară, republică islamică, un cartier creștin și pe stradă sub cerul senin, în stânga și în dreapta adunați, poate în stânga 2500 și în dreapta 2500, în totalitate, peste 5000 de oameni adunați ca să asculte cuvântul Domnului. Voi după aceea puteți lua din aceste foi de acolo de pe masă, pur și simplu îi aduce mulțumire Domnului. El, care ultimul mesaj permite de a fi portat până toate popoarele și toate limbile. Ceea ce pe mine m-a copleșit foarte mult a fost faptul că posibilitatea cele două programe la televiziune să le avem, pur și simplu puternic. Noi până acum am avut 56 de programe la televiziune pe întreg pământul, care predicile mele în limba engleză le urmăresc în fiecare vineri pe întreg pământul și acum sunt 72 de televiziuni pe întreg pământul și ni s-a spus că între 10 și 12 milioane de ascultători avem care urmăresc cuvântul lui Dumnezeu, îl ascultă pe întreg pământul prin aceste programe la televiziune. Și noi suntem pur și simplu foarte, foarte mulțumitori. Și fratele nostru Michael, care m-a tradus,
Cum a spus și înainte, și a dat mărturie fratele Mischis, noi suntem în același Duh și noi suntem copleșiți, personal suntem copleșiți de cuvântul pe care îl vestim. Nu este o teorie pe care noi o prezentăm, ci este cuvântul descoperit sfânt. Acest cuvânt cu toate popoarele și cu toate limbile avem voie să-l împărtășim și doamna de acolo, care ea este responsabilă la televiziune, i-a spus: Dumnezeule, aleluia, a strigat înăuntru, în încăpere, și a spus că eu așa ceva încă n-am auzit niciodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze, pur și simplu minunat, că noi și într-o republică islamică avem libertatea să vestim cuvântul. Și din nou, conducerea, guvernul au pus mașina la dispoziție, cu stea, cu tot, și eu am cu escortă, poliție, am fost pur și simplu condus. Pur și simplu, Dumnezeu poartă de grijă pentru totul. Lui aducem cinste pentru aceasta în vecii vecilor. Fie ca Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți aceia care sunt conectați astăzi, voi care ne urmăriți de pe întreg pământul, fiți binecuvântați. Două lucruri care mă mișcă în mod deosebit, doresc să le amintesc. Primul lucru este în legătură cu Ierusalimul, că până în 14 mai ambasada Statelor Unite trebuie să se mute în Ierusalim și să fie totul aranjat acolo. Pur și simplu o decizie minunată care aparține de planul de mântuire a lui Dumnezeu, dar conduce într-acolo că toate popoarele se vor împotrivi și se vor aduna împotriva Ierusalimului. Și acest lucru trebuie să se împlinească, ceea ce este scris în Ioel, capitolul 3, că toate neamurile se vor aduna în valea lui Iosafat și apoi vor ataca Ierusalimul. Și cine știe și cine a fost odată pe muntele Carmelului să uită în valea Israel, din niciun alt punct nu poți să vezi așa de departe ca de pe muntele Carmelului, unde aceste neamuri, aceste gloate, armatele Națiunilor Unite se vor uni și apoi cu toții împreună vor fi biruiți. Noi binecuvântăm Ierusalimul, noi binecuvântăm Israelul, dar noi ne rugăm și pentru toate celelalte popoare, pentru ca împlinirea să aibă loc și cu ei. Pentru ca toți aceia care după ultima luptă vor supraviețui să urce la Ierusalim, pentru ca Domnul să îi învețe despre căile lui. Totul în cuvântul profetic este scris și noi în datele, în toate amănuntele ne putem întoarce. Putem, de fapt, scoate totul din internet. Când declarația Balfour a avut loc în 1917, în 1947, ce s-a întâmplat acolo, ce în 48 s-a întâmplat, toate evenimentele le poți citi în ziua de astăzi și cu adevărat putem fi informați de tot ceea ce se întâmplă în timpul nostru și cum prorocia biblică în fața ochilor noștri se împlinește. Dar partea a doua ne interesează pe noi poate mai mult, ceea ce Dumnezeu a făcut în timpul nostru.
Scuzați-mă dacă acest lucru l-amintesc în legătură cu Billy Graham, care cu 99 de ani a fost chemat acasă, el ca fiind denumit mitraliera lui Dumnezeu, și el a avut un cuvânt care l-a folosit mereu. Biblia zice, aceste trei cuvinte, Bible says, toate predicile a folosit aceste cuvinte când el a chemat pe oameni să vină la Hristos. Eu de două ori l-am ascultat, personal am fost acolo, vorbea ca o mitralieră, așa veneau cuvintele peste buzele lui și de fiecare dată. The Bible says, Biblia zice, și apoi mie mi-a venit gândul. Atunci când fratele Branham a fost însărcinat de Dumnezeu și trimis de el, nu să folosească doar această terminologie, Biblia zice, ci să vestească cu adevărat ceea ce zice Biblia. Și asta e marea diferență aici, fratele Branham. A început de a vesti, începând din anul 1933, el acolo primul botez l-a avut atunci, cum noi cu toții știm. Billy Graham a apărut de prima dată în Los Angeles, în anul 1949, și prin el mișcarea evanghelicală a avut începutul ei și punctul ei culminant l-a ajuns. Dar ce ajută să-i spui unui om mereu, Biblia zice, dacă oamenii ceea ce zice Biblia, lor nu le este spus. Și asta din nou a frânt inima mea. Cu adevărat, voi nu vă puteți da seama ce se petrece în interiorul meu. Și despre Billy Graham este spus că el 200 de milioane a condus la Hristos. Fratele Branham spunea odată, eu sunt într-o legătură cu între 10 și 12 milioane de oameni. Dar întrebarea noastră este următoarea, mai ales a mea. Suntem doar într-o legătură cu un om sau suntem noi într-o legătură cu Dumnezeu aduși? Cât de des trebuie să repet eu acest lucru, spun frați și surori? Dacă un rob al lui Dumnezeu nu reușește prin vestire pe oameni să-i aducă într-o relație cu răscumpărătorul, nu cu sine însuși, nu cu chemarea lui, totul aparține pe deasupra, dar pentru că Domnul l-a spus, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine primește pe acela pe care eu l-am trimis, așa a spus Domnul cuvintele, dar este important, scump frați și surori, câți există în timpul nostru care vorbesc doar de proroc, dar pe mine mă urăsc cu ură mortală. Mă urăsc cu ură mortală. Nu există nicio ură care ar putea fi mai mare decât ura fraților care pe fratele Branham ca proroc îl recunosc, dar apoi ei cred învățăturile cu șapte tunete și învățăturile parozia și diferitele învățături. Și apoi ei explică, Frank nu crede ceea ce a zis prorocul și de aceea una și alta trebuie făcut și spus. Frași și surori,
Dacă oamenii ar putea înțelege că nu există niciun om pe pământ care slujba fratelui Branham o prețuiește mai mult și din inimă este mulțumitor pentru ceea ce Dumnezeu prin slujba unică a făcut. Și eu acest lucru am vrut să repet deseori. Dumnezeu pur și simplu a dăruit har că începând cu prima adunare în anul 1955, eu am știut că acesta este un bărbat trimis de Dumnezeu. Nimeni nu poate face ceea ce se întâmplă aici numai dacă Dumnezeu este cu el. Noi suntem foarte mulțumitori pentru aceasta, dar același bărbat al lui Dumnezeu a primit însărcinarea, ultimul mesaj să-l aducă, care premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Și acest bărbat al lui Dumnezeu, el a spus clar, răspicat și tare, nu că eu voi premerge înaintea lui Hristos, ci mesajul va fi premergătorul înaintea celui de-a doua venire a lui Hristos. Și scump frați și surori, până în decembrie 1965, lumea încă nu a aflat nimic de acest mesaj, absolut nimic. N-a aflat nimic despre mesaj, fratele Branham, peste tot a ținut adunări evanghelistice și după deschiderea peceților în martie 1963 nu a mai făcut nicio călătorie internațională și când el a călătorit în Africa de Sud a fost o ștampilă pusă în pașaportul lui că nu are voie să participe la adunări religioase. Cu inima împovorată s-a întors înapoi acasă și a dat mărturie scurt de cele întâmplate. Ce privește Zürichul, adunarea lui Billy Graham și adunarea fratelui Branham a fost în același timp. Una s-a sfârșit, cealaltă a început. Nu doresc să intru în toate amănuntele, dar Dumnezeu pur și simplu a dăruit har că toți care au fost hotărâți pentru viață veșnică au dăruit credință mesajului divin. Și acest lucru l-am spus aici de repetate ori, dragi frați și surori, așa cum prorocul Isaia a strigat în capitolul 55, cine a dat credință predicii noastre și cui brațul Domnului a fost descoperit? Și noi, acum scurt timp, am cercetat aceasta. De ce ați ieșit voi afară? Ce ați vrut să vedeți voi? Pe cine ați vrut voi să auziți? De ce am venit noi afară din toate direcțiile de credință? Ce am vrut să vedem noi? Am vrut să ascultăm de un bișof? Am vrut să auzim cum vorbește o personalitate mare? Nu. Noi am vrut să auzim ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru. Și noi credem din toată inima că noi cu adevărat am ajuns foarte aproape de sfârșit. Încă niciodată încercările în familii, încercările în căsnicii, încercările tinerilor, niciodată nu au fost atât de greoaie încercările, dar îi mulțumim Domnului. Așa cum am auzit-o și din textul din plângerile lui Ieremia, noi avem voie Domnului să-i mulțumim și să ne încredem în fiecare situație și ceea ce ne privește pe noi, exact așa ca și cum cu Israelul.
Domnul a spus, dacă pe mine m-au prigonit, vă vor prigoni și pe voi. Așa cum poporul Israel, așa cum iudeii, n-au niciun loc pe pământ, nici nu vreau să o citesc. Dar Billy Graham, el a făcut o observație odată, a făcut o afirmație care n-ar fi trebuit să o facă niciodată despre iudei. Și apoi și-a cerut scuze și a spus, iertați-mă să nu luați în serios ceea ce am spus, ci primiți, vă rog, scuza mea. Foarte ușor, foarte ușor poți să spui ceva, dar apoi să o retragi și să te scuzi, nu e chiar simplu, rămâne pur și simplu în inimile oamenilor. Noi binecuvântăm Israelul, dar permiteți-mi să spun și acest lucru înainte de a intra în cercetarea cuvântului mai departe. Ceea ce se întâmplă acum cu strângerea, eu voi strânge poporul meu, dar îl voi strânge din toate popoarele și neamurile unde a fost împrăștiat. Și strângerea a avut loc. Și eu am voie să vă spun ceva. Dacă este în voia lui Dumnezeu, în 14 mai voi fi în Ierusalim. Eu pur și simplu doresc să fiu în Ierusalim în anul 70 pentru Israel. Doresc să fiu în Ierusalim și acolo, pe pământul acela, să-i mulțumesc Dumnezeului meu, Dumnezeului Israel, care veghează asupra cuvântului său și tot ceea ce El a făgăduit în fața ochilor noștri împlinește. Și noi de fiecare dată putem striga ceea ce a spus Domnul nostru. Dacă voi veți vedea că toate aceste lucruri se întâmplă, atunci ridicați-vă capetele în sus, pentru că voi știți că mântuirea voastră se apropie. Înapoi la cele trei cuvinte. The Bible says, Biblia zice, Mister, ce zice Biblia despre creație? Ce zice Biblia despre Creator? Și ce ai spus tu? Ce ai crezut tu? Foarte simplu, poți să folosești astfel de cuvinte, dar ce ai zis tu despre botez? Ce ai zis tu despre învățăturile biblice? Doar cuvintele Biblia zice, nu sunt suficiente. Și acum, încă o dată putem accentua, fratele Branham, nu a folosit cele trei cuvinte, the Bible says, fratele Branham a fost folosit de Dumnezeu ca să ne spună nouă ceea ce cu adevărat zice Biblia. Spuneți un amin! Despre asta este vorba în timpul nostru. Ce zice Biblia despre creație? Nu ce zice cineva care a inventat evoluția, Mr. Darwin, care a fost dezamăgit pentru că fiica lui cu 11 ani a murit de tuberculoză. El a fost preot și după aceea a decăzut din cauza aceasta, a fost dezamăgit și a împrăștiat ideea evoluției. Nu! Dumnezeu a creat la început cerurile și pământul. Și ce zice Scriptura despre dumnezeire? Nu trei persoane, ci un singur veșnic Dumnezeu care, pentru ca să își împlinească planul de mântuire, s-a descoperit în cer ca Tată, în Fiul născut pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt s-a descoperit. Da, Dumnezeu asupra noastră, Dumnezeu între noi și Dumnezeu în noi.
trei descoperiri ale aceluiași Dumnezeu pentru ca nouă să ne dăruiască prin har înfierea. Galateni, capitolul 4. Și dacă apoi mergem la Romani, capitolul 5, atunci neprihăniți prin credința în sângele vărsat pe crucea Golgotei. Nu doar așa să crezi în neprihănire, ci să crezi în neprihănire prin sângele prețios și scump vărsat pentru noi. Și asta merge înapoi la Exod 20, când eu voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi fără a vă dăuna. Și în acest sângele al mielului lui Dumnezeu nu este doar răscumpărare și iertare, împăcare și mântuire deplină, ci și sfințirea. Noi în acest sânge suntem răscumpărați, neprihăniți și sfințiți. Și apoi, pe deasupra, vine Ioan 17, versetul 17, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Gloata răscumpărată prin sânge, care prin sângele mielului a fost sfințită, apoi prin cuvântul lui Dumnezeu, este curățită pe deplin, pentru că noi suntem singurii care adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu din toată inima îl primim, îl credem și îl căpătăm descoperit. La noi nu sunt niște prezentări teoretice asupra unor subiecte biblice, ci prezența lui Dumnezeu este descoperită în viețile noastre. Noi care credem din toată inima și prin har, suntem într-o relație cu Dumnezeu. Dacă intrăm în aceste versete biblice, eu mereu am versete biblice pregătite. Eu acum scurt timp am spus aici, într-o scrisoare circulară am folosit 153 de versete biblice. Noi trăim în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă am doresc, am voie să spun aceasta, eu mă uit la exact 70 de ani în urmă în împărăția lui Dumnezeu. În anul 1948, eu viața mea mi-am dedicat-o Domnului. Un evanghelist a vorbit într-un cort de misiune și el cu adevărat, el a fost cuprins de Duhul lui Dumnezeu și noi toți care am auzit aceea predică, noi nu mai puteam altfel decât decizia noastră pentru Domnul să o luăm. Noi am urmat chemarea la altar și noi pe Domnul nostru și răscumpărătorul nostru l-am primit, am primit iertarea, împăcarea și oferta harului în anul 1948. Deci, în 1948 nu a fost doar fondarea statului Israel, în anul 1948 pentru mine a fost deja un an deosebit și am voie să spun aceasta, că eu zilnic citesc Biblia cu o dorință interioară. De la început, mie cuvântul lui Dumnezeu, pentru mine a fost cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a fost cuvântul lui și sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Înainte mi-a spus un frate, eu cred că a fost fratele Jean Lambert, care a auzit mărturia mea din ultima duminică din ianuarie în anul 1981. Cine a fost atunci aici, în ultima duminică, în anul 1981? Da. În ianuarie anul 1981. Câți sunt, mai sunt astăzi aici?
Ia. Da. E când oi puțin daran erinner. Vă puteți aduce aminte, nu? 1900 în anul 81 ianuarie, atunci când am fost abandonat de medici și am fost împins la morgă, o perdea în stânga, una în dreapta trasă și celulele roșii au fost distruse, la 49 jos, nu s-a mai putut face nimic. Și profesorul Becker, eu astăzi îl mai aud, este prea târziu, este prea târziu, nu se mai poate face nimic. Și apoi această abandonare și împingere la morgă, dar lucru puternic a fost următorul. Am vrut să-i mai spun Domnului: Doamne, cum stau eu înaintea Ta. Dar n-o a mai putut exprima, n-a mai avut forța necesară și în următoarea clipă, cu adevărat, am fost luat din trup. Și purtat sub cerul deschis albastru și m-am uitat în dreapta, am văzut gloata răscumpărată, toți erau tineri, toți erau îmbrăcați în alb, o strălucire pe hainele lor, fiecare haină a avut strălucirea ei și emana așa și am fost ridicați în sus, pur și simplu minunat. Abandonat de medici, dar apoi, da, după aceea, pe propria răspundere am ieșit din spital și în ultima duminică din ianuarie 1981, după ce eu acolo, în spital, am fost abandonat de medici în 15 ianuarie, în ultima duminică, după aceea, în ianuarie am fost aici ca să dau mărturie de ceea ce Dumnezeu, prin har, a făcut. Domnul, cu adevărat, mi-a dat o a doua viață prin har, pentru ca mesajul divin să fie purtat mai departe pe întreg pământul. Câte trăiri aș putea spune de ceea ce Dumnezeu a făcut, călăuzirile pe care Domnul le-a dăruit prin har. Dar acum, vă rog, câteva versete biblice, pentru că nu suntem adunați în acest loc ca să dăm mărturii și să auzim mărturii, cu toate că mă mângâie foarte mult și eu cred pe noi toți, pentru că timpul harului încă nu se sfârșise. Atunci doar 86 de țări au fost pe care eu le-am vizitat, dar acum sunt 165 de țări pe care le-am călcat cu picioarele mele. Și cum am spus, toate țările pe care noi le îngrijim, și acest lucru l-am spus deja ultima dată. Ratingul cel mai înalt a fost 3210 care au ascultat live și au urmărit live ceea ce se vestește aici și pe întreg pământul poate fi urmărit și ascultat. Scump, frați și surori, dați-vă odată seama, în Zürich sau în Krefeld este ținut o adunare și cuvântul este predicat și în 172 de țări, mii de oameni se conectează ca să asculte și să aibă parte de ceea ce Dumnezeu face în prezent. Și chemarea lor afară, separarea lor și pregătirea lor prin credință și ascultare pentru ziua glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos să o trăiască. Și voi cu toții știți ceea ce am spus eu Domnului atunci când eu m-am întors înapoi de la înmormântarea fratelui Branham.
Eu în acel jurământ, legământ, i-am spus, eu voi face ceea ce tu mi-ai poruncit să fac, dar am o rugăminte înaintea ta, ca toți aceia care cuvântul tău îl aud din gura mea și îl cred, să fie prezenți atunci când răpirea va avea loc. Eu nu vin în acest loc doar ca să predic. Eu vin în acest loc pentru ca noi împreună pregătirea noastră prin har să o trăim. Și cu adevărat, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit să acceptăm și să primim. În 1 Timotei, în capitolul 6, noi avem cuvintele bine cunoscute din 1 Timotei, capitolul 6. Aici cuvintele bine cunoscute, începând de la versetul 13. Traduc din limba germană, îți poruncesc înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să îndeplinești însărcinarea așa ca tu să fii fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi, versetul 15, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Voi cu toții cunoașteți Biblia și ceea ce este scris în ea. Dragi frați și surori, să accentuăm din nou, noi credem că Dumnezeu pe poporul său îl cheamă acum afară și atât de sigur, iudeii au fost strânși din toate popoarele și toate neamurile și în țara făgăduinței au fost aduși înapoi. Și despre aceasta s-a vorbit și s-a discutat în aceste zile, scuzați-mă dacă o amintesc, s-a vorbit despre Holocaust. A fost lucru cel mai înfiorător care s-a întâmplat pe pământ vreodată. Așa ceva atât de îngrozitor încă nu s-a întâmplat pe pământ. Și voi cu toții știți că cel de-al doilea război mondial nu a avut doar 60 de milioane de morți care i-a lăsat în urmă, a avut și 6 milioane de morți, iudei, bărbați, femei, copii și sugari. Da, toți. Nimiciți, voi din cauza numelui meu, de toate popoarele veți fi urâți și cine vă va ucide, va fi de părere că va face o slujbă lui Dumnezeu. Și vă aduceți voi aminte când în 3 decembrie, în anul 1962, am șezut cu fratele Branham la masă și el cuvânt cu cuvânt mi-a spus ceea ce Domnul mie mi-a zis în 2 aprilie 62 și cu adevărat era o așa mare sarcină asupra mea, ceea ce s-a întâmplat în Holocaust, eu nici nu pot explica. A fost ca un blestem care era asupra mea și era ca o sarcină pe mine și eu... Cu adevărat am crezut că este un blestem peste țara noastră și după aceea aproape poți să spui, prin har,
Atotputernicul Dumnezeu îi descoperă fratelui Branham, care mie în 3 decembrie a trebuit să-mi spună: frate Frank, asupra Germaniei nu este niciun blestem. Dumnezeu îi va trage pe aceia la răspundere care au făcut și care sunt responsabili de cele petrecute. Vă puteți voi da seama ce povară a fost luată de pe mine? Dumnezeu știe ce te necăjește și ce grijuri ai și astăzi, în această adunare, Domnul problemele noastre vrea să le rezolve, să dea răspuns întrebărilor noastre, vrea să cunoască necazurile noastre și nu avem voie să îi le spunem. Și El de fiecare dată are cuvântul potrivit la timpul potrivit pentru noi. Dar totuși, noi ne-am amintit de ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel și suntem mulțumitori lui Dumnezeu din toată inima că Domnul, da, chiar și făgăduința a dat-o în Apocalipsa, când ultimii vor fi alăturați, care strigă răzbunare. Ei strigă răzbunare. Martirii iudei strigă răzbunare. Cât va mai durea până când tu vei răzbuna sângele vărsat? Și apoi răspunsul: așteptați până când și frații voștri, ca și voi, vor suferi moartea. Cu adevărat, este un necaz prin care poporul Israel și biserica trebuie să treacă. Așa cum Domnul nostru, El nu a pășit pe niște petale de trandafir, nu a fost recunoscut, ci El a fost disprețuit, umilit, a mers pe cruce, toată suferința și bagiocura, defăimările, le-a luat asupra Lui. Dușmanii și-au bătut joc de El și au spus: prorocește-ne cine te-a lovit. Dar El a murit. El a murit pentru tine, El a murit pentru mine. Ia defăimările, primește ocara. Noi aici vom trece prin multă suferință, dar patria noastră este acolo în slavă. Acolo unde nu știi nimic de dispreț și durere, noi rămânem gloata răscumpărată prin sânge, care prin Duhul lui Dumnezeu a fost născută din nou la o nădejde vie, prin puterea învierii lui Iisus Hristos dintre morți. Și noi am primit trecere înaintea lui Dumnezeu. Dacă o spun astăzi din nou, vă rog să mă iertați, dar așa cum marele evanghelist a accentuat mereu, Biblia zice, dar El nu a zis ceea ce cu adevărat a zis Biblia. Și apoi, cu adevărat, ne întoarcem la punctul că Dumnezeu o chemare, o trimitere a exprimat, o făgăduință a dat înaintea zilei cele mari și fricoșătoare a Domnului. El va trimite un proroc ca Ilie. De ce? Pentru ca inimile copiilor lui Dumnezeu să fie întoarse înapoi la credința părinților de la început. Da, nu doar ce zice Biblia, ci ceea ce Biblia ți-a spus ție și mie. Și noi credem din toată inima. Știți voi ce se petrece în mine? Dacă te gândești, și scuzați-mă că o spun așa,
în acest loc. Încă o dată, eu din anul 1949, începând, pe toți cei mari evangeliști i-am trăit. Dacă a fost Oral Roberts, Tommy Osborne, Tommy Hicks, toți care au fost. Eu l-am tradus pe David Duplessis. Eu am fost în congrese, mai ales în Statele Unite. Și cine, care dintre ei a vestit adevăratul cuvânt? Cine a vorbit despre Dumnezeire? Cine a vorbit despre botez? Cine a predicat despre botez cu Duhul Sfânt și restituire? Cine a predicat despre făgăduința dată de Dumnezeu pentru timpul nostru? Toți și-au construit împărățiile lor, dacă aici 200 de milioane și dincolo 1 milion sau poate dincolo 2 milioane, dar toți într-un mod evlavios au trecut pe lângă ceea ce Dumnezeu a făgăduit și a făcut în acest timp. Ei au fost conduși pe lângă cu multă muzică și multă gălăgie, cu mult aleluia, conduși pe lângă ceea ce Dumnezeu pentru acest timp din veșnicie a hotărât și ceea ce pentru noi înseamnă totul. Observați voi ce se petrece în mine, să capeți har, să trăiești una și să o trăiești și cealaltă și apoi prin har să recunoști că aici se împlinește Sfânta Scriptură. Aici nu se spune doar Biblia zice, ci aici se vestește ceea ce cu adevărat Biblia zice. Spuneți un amin odată. Aici este vestit ceea ce cu adevărat Biblia zice. Și Domnul nostru zice, cine crede în mine, cum zice Scriptura. Deci noi suntem foarte mulțumitori că noi, credința pe care o avem, cum zice Scriptura, legăm ascultarea. Nu doar să crezi, ci ascultători. În botez să-L urmăm pe Domnul, pentru că încă mai este scris, cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu crede, acela va fi osândit. Ascultarea aparține de credință. Și eu sunt convins că niciunul dintre noi, cu intenție, în neascultare, va umpla mai departe. Nu. Noi suntem niște copii ascultători al lui Dumnezeu, cum Pavel a scris-o Romanilor în capitolul 12, ca niște copii ascultători. Noi, viața noastră, ne-am dedicat-o lui Dumnezeu. Noi, credința cu ascultarea, am legat-o așa cum a făcut-o și Avram. Și noi credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu din toată inima. Să cuprindem despre ce este vorba astăzi. Noi am privit scurt spre Ierusalim și eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu în mod deosebit, pentru ceea ce acum se întâmplă. Ierusalimul, piatră de potignire pentru toate neamurile, toți se adună, toți sunt împotriva președintelui Statelor Unite și apoi împotriva Israelului și acum este descoperit și apoi se împlinește Scriptura că toate popoarele se vor aduna în valea lui Iosafat și toți vor urca și va mărșli împotriva Ierusalimului și apoi Dumnezeu va judeca cu foc și pucioasă din cer. Va face un sfârșit. Și un început nou. Dar
pregătirile se întâmplă acum în fața ochilor noștri, sunt realități, nu mai există un înapoi, nu, lucrurile se dezvoltă și se dezlănțuie acum, lovitură după lovitură și se întâmplă în fața ochilor noștri și prin har noi vom trăi totul, ceea ce Dumnezeu pentru timpul nostru a hotărât. Lui, veșnicului, credinciosului Dumnezeu, El care poporul Său, din toate popoarele și din toate limbile, îl cheamă afară prin ultimul mesaj care premerge înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos și noi credem că noi acum suntem așa de, atât de departe că putem spune Maranata, vino în curând, vino în curând. Doresc să spun și aceasta, noi nu suntem doar în timpul de sfârșit, ci cu adevărat la sfârșitul timpului de sfârșit. Aici am ajuns, haidați, în fiecare situație, sub toată prigoana, tot disprețul, toată bătaia de joc, sub toate împrejurările, să-i rămânem credincioși Domnului și ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, o luăm cu noi în veșnicie și putem spune, Doamne, Tu ai făcut lucruri mari aici cu noi. În praf Te cinstim și Te slăvim. Și normal, și pe lângă mine timpul n-a trecut fără urme. În 1948 am fost de vârsta de 14 ani și acum sunt 84 de ani. Și ultima călătorie, nopți nedormite, zboruri de noapte și tot ce aparține pe deasupra. Nu a fost chiar atât de ușor, dar îi mulțumesc Domnului de fiecare dată când am fost atât de departe că trebuia să vestesc cuvântul. Dumnezeu a dat puteri noi. Și dați-vă seama o clipă. Când 5.000 de oameni se strâng împreună sub cerul deschis și se așează pe bordură, pe stradă, pe asfalt. Eu am crezut mai întâi că ei șed pe scaune. Nu, ei erau pe stradă. Și ședeau pe stradă, nici nu vă puteți da seama. Ce amin, ce aleluia venea din această gloată de oameni spre tronul lui Dumnezeu s-a ridicat. Așa că încă o dată au auzit cuvântul lui Dumnezeu și din nou au putut să iau o decizie pentru Domnul. Nouă ne mai rămâne doar una de făcut. Să-i mulțumim Domnului că El în toate popoarele și în toate limbile, pe poporul Său, gloata Lui răscumpărată prin sânge oare, aceia care înainte de întemeierea lumii au fost aleși, ceea ce Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, a isprăvit, pentru tine și pentru mine a făcut, să o acceptăm și să o primim. Sângele, iertarea, împăcarea și tot ceea ce Dumnezeu nouă prin har ne-a dăruit. Și apoi sfințirea. Sfințirea în cuvântul lui prețios și scump. Nici o singură tălmăcire, nici o interpretare și nici despre Apocalipsa 10. Frații tunetiști sunt foarte răutăcioși cu mine din cauza aceasta, pentru că fratele Branham de cel puțin 70 de ori a vorbit despre cele 7 tunete, dar ei toți nu știu și nu cunosc legătura corectă.
Eu de cel puțin 2-3 ori am spus, atunci când fratele Branham, 6 luni înainte de a se întâmpla, în viziune a văzut norul supranatural cu cei 7 îngeri în constelația, în forma piramidei, și acest lucru se va întâmpla în nordul Tucsonului, la Sunset Mount, 42 de mile distanță de Tucson, și în această trăire puternică, în 28 februarie, s-a întâmplat în anul 1963, când acea clipă, când acest nor supranatural s-a arătat, o furtună a izbucnit, un cutremur a avut loc și 7 tunete puternice, naturale, au răsunat, care le-ai putut auzi, și întreaga regiune a fost cutremurată. Și apoi fratele Branham a spus de fiecare dată, referindu-se la această trăire, că cele 7 tunete au fost atât de puternice, și acolo lui a fost spus, întoarce-te înapoi la Jeffersonville, pentru că a sosit vremea deschiderii celor 7 peceți. Și în acest context, fratele Branham de fiecare dată a amintit Apocalipsa 10 și cele 7 tunete, dar eu știu exact ceea ce el a vrut să spună și ceea ce el a intenționat a exprima, și cu un respect, cu un respect sfânt înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Ioan a trebuit să scrie totul, Apocalipsa 1, tot ceea ce tu vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 adunări, biserici. Dar când cele 7 tunete au răsunat vocile lor, lui din cer i-a spus un glas, nu scrie ce au vorbit cele 7 tunete, ci pecetluiește. Atunci tac și eu și le las pecetluite. Și nu am absolut nimic de zis, ci să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru puternica trăire, că atotputernicul în norul supranatural s-a coborât în jos, și voi cu toții știți că magazinul Science a redat așa fotografia, ca și cum Domnul s-a uitat spre pământ în jos, și apoi îngerul Domnului a stat în la dreapta fratelui Branham și i-a spus, întoarce fotografia spre dreapta. Deci s-o îndrepte și pe verticală, și apoi să vede fața Domnului în acest nor. Scump frați și surori, voi nu vă puteți închipui ce înseamnă asta pentru mine, să fie într-o legătură cu slujba fratelui Branham și fiecare predică pe care el a ținut-o, care ele toate mi-au fost trimise din Statele Unite, să cunoști, să știi ce, cum și în ce legătură a spus ce a spus. Și apoi vin frați care în 63 încă nici nu erau pe pământ și vor să explice oamenilor taina celor 7 tunete și să le ovestească, și apoi fratele Frank trebuie să spună doar ceea ce este scris în Biblie, a spus cu adevărat Dumnezeu și ne are acum de spus cu adevărat. Restul trebuie să o lăsăm în seama lui Dumnezeu. Și apoi vine răspunsul, fratele Branham, pe el, pe fratele Branham îl iubim, dar pe tine te urâm. Atunci, așa să rămână, în orice caz. Ura nu vine de la Dumnezeu. Chiar iubiți pe dușmanii voștri, iubiți-i. Unde a fost prima ură? La Cain.
El a adus o jertfă, s-a rugat, s-a închinat, a ridicat un altar, dar Dumnezeu nu l-a primit. Dar apoi a venit ura, invidia și restul ce a venit, până la ucidere. Și toți frații care devin niște ucigași, fie ca Dumnezeu să dăruiască har, ca în ultima clipă, ca mulți să se trezească, mulți să se trezească, pentru că așa este scris. Cine nu-l iubește pe fratele lui, este un ucigaș de oameni. Și apoi completarea, niciun ucigaș nu are viață veșnică ca o proprietate veșnică în sine. Nu! Viața din Dumnezeu este o viață veșnică și cine viața a primit-o, a primit dragostea lui Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Dar noi iertăm pe toți și ne rugăm ca toți să fie iertați. Dar atâta dorim să mai spunem și să accentuăm. Adevărata mireasă a mielului crede doar cuvântul lui Dumnezeu, crede doar ceea ce în cuvântul lui Dumnezeu este scris. Și adevărata mireasă a mielului, așa cum cântăreții au cântat în primele două cântări, au cântat despre mire, ne-a adus aminte de Matei 25. Doar fecioarele chipzuite vor rămâne în cuvânt, în dragostea lui Dumnezeu. Își vor umple candelele cu un de lemn din nou și pregătirea lor prin credință și ascultare o vor trăi. Lui Atotputernicului, singurului Dumnezeu îi aducem cinste, laudă, El care și-a adus aminte de legământul Său, care și-a adus aminte de făgăduințele Lui și nouă ne-a dăruit har. La sfârșitul timpului, nu să spunem doar Biblia zice sau prorocul zice, ci să zicem ceea ce Dumnezeu în cuvântul Său cu adevărat a spus. Și toți aceia care umblă în toată țara și spun doar prorocul a zis, prorocul a zis, să le fie rușine, în sac și cenușe să se pocăiască și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu și să spună: Doamne, iartă-ne și noi vrem să fim plăcuți ție, vrem să fim pregătiți când Tu vei veni, că despre aceasta este vorba. Ultimul mesaj 100% a fost vestit în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și când Duhul lui Dumnezeu vorbește, El descoperă, El ne leagă cu Dumnezeu și ne deschide mintea pentru Scripturi și tot ceea ce prorocul a zis. Deci nu numai Biblia zice și nu numai prorocul zice, ci să zicem ceea ce Dumnezeu în cuvântul Său a spus. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic valabil. Aleluia! Amin! Haide să ne sculăm în picioare și noi cântăm cum am făcut-o deseori, așa cum sunt, trebuie să fie. Așa cum sunt. La Tine vin, nu puterea mea, Tu-mi fii sprijin. Sângele Tău mă spală de păcat, o milă lui Dumnezeu eu vin.
pentru ca toți să audă aceasta, toți aceia care sunt conectați din toate popoarele și toate limbile. Toți doresc acum să audă acum un amin puternic de la noi, după ce noi aceste două afirmații, aceste cuvinte, Biblia zice, prorocul zice, și noi credem ceea ce zice Biblia și noi credem că prorocul a zis doar ceea ce zice Biblia și că amândouă, într-o conformitate deplină prin har, corespund. Amin. Haleluia, amin. Atotputernicul Dumnezeu să dăruiască har ca toți să se trezească, nu să vorbească doar despre aceasta, ci prin har. Conformitatea cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul și Noul Testament și mesajul care Dumnezeu nouă ni l-a dăruit într-o conformitate deplină cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu o direcție nouă de credință, nu o religie nouă, ci, scump frați și surori, întocmai acum mi-amintesc că Domnul mie în 2 aprilie 1962 mi-a zis: robul meu, să nu fondezi biserici locale și să nu publici un caiet de cântări, pentru că este semnul unei denominațiuni. Dumnezeu nu are o denominație nouă care a fondat-o și a dus-o la viață. Dumnezeu, mireasa din toate popoarele și din toate limbile, a chemat-o afară. Și toți frații, din toate locurile, ei participă, au o parte ca hrana spirituală să o dea mai departe, cuvântul descoperit, să-l dea mai departe. Nu învățături noi să introducă, nu despărțiri și fiecare învățătură falsă a adus despărțiri. Fiecare învățătură adevărată unește trupul Domnului sub Iisus Hristos, capul bisericii. Iubitule Domn, să ai tu calea ta cu noi. Binecuvintează-ne pe toți și toate cerințele, rugăciunile, toate necazurile din căsnicii, familii, la servici, cu tinerii, toate necazurile ți le aducem ție, o Doamne. Și așa cum am auzit în cuvântul, în introducere, iubitule Domn, tu nouă făgăduința ne-ai dăruit-o, că eu voi fi cu voi în toate zilele, dacă trecem prin apă, dacă trecem prin foc, dacă trecem prin încercări. Iubitule Domn, tu mergi cu noi și flăcările nu ne vor arde și apele nu ne vor înneca. Tu poruncești și totul se liniștește și noi devenim liniștiți în tine. Scump frați și surori, înainte de a mai mulțumi cu toți împreună, cine are o rugăminte, o cerință deosebită? Ridicați scurt mâna, Domnul vede toate mâinile, El vede toate inimile. Doamne, Atotputernicule Dumnezeu, Tu Te-ai descoperit. Noi vedem cuvântul Tău, noi vedem prorocia biblică în împlinirea ei. Noi nu trebuie să mai interpretăm nimic,
ci cuvântul în însemnătatea Lui să-L primim, iubitule Domn, eu ți-e mulțumesc că tu toate popoarele și toate limbile, că tu uși inimi ai deschis și toți, pe toți i-ai inclus în planul tău de mântuire. Așa cum tu ai spus lui Avram, în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și vor fi urmașii tăi vor fi numeroși ca stelele pe bolta cerească. Iubitule Domn, tu vei avea o gloată nenumărată, spălată în sângele mielului, curățită, sfințită, proprietatea ta pentru timp și veșnicie. Și toate necazurile, toate problemele de astăzi care sunt aici și pe întreg pământul, ți le aducem ție, o Doamne. Dăruiește har. Tu ne spui tuturora, credeți doar, numai să credeți. Și apoi voi veți vedea slava lui Dumnezeu. Și acolo unde pare a fi imposibil, unde nu mai vedem nicio cale, nu mai vedem nici o soluție, acolo să se întâmple, așa ca Domnul să intervină, să dorească har, să croiască o cale și să conducă inimile ca râurile, iubitule Domn, fie ca și ceea ce astăzi a fost spus astăzi în acest loc, să fie o binecuvântare pentru toți și fie ca noi toți să fie din nou, să fim mulțumitori din nou pentru harul care Tu nouă ni l-ai dăruit. Și de astăzi începând toți aleșii, proprietatea ta să fie toți ceea ce tu în cuvântul tău ai zis să respecte prin credință, să primească și să-l capete descoperit. Fie ca toți, din toate rătăcirile și încurcăturile să fie chemați afară, Dumnezeule, care se referă la prorocul tău, care se referă la ceea ce el a spus, dar n-au înțeles, nu au luat afirmațiile și le-au încadrat în cuvântul tău și au provocat despărțiri în trupul Domnului, care au adus la viață diferitele direcții și au trecut pe lângă ceea ce tu faci în prezent, disprețuind, iubitule Domn, dăruiește tu har, îndreaptă tu, corectează tu, dăruiește tu har, o Doamne, teamă față de cuvântul tău și față de ceea ce este scris în conținutul Bibliei. Noi ție îți mulțumim din toată inima, iubitule Domn, încă o dată, pentru răscumpărare prin sângele tău, pentru iertarea vinei și păcatelor, pentru neprihănirea, prin încredința în lucrarea isprăvită pe crucea Golgotei. Și noi ți-e mulțumim că astăzi mai este valabil. Dacă voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi, iubitule Domn. Gloata răscumpărată prin sânge pentru totdeauna este neprihănită și sfințită prin sfântul sânge pe care tu pe crucea Golgotei l-ai vărsat.
Și cu acest sânge, Doamne, ca mare preot, ai intrat în locul preasfânt ceresc și l-ai adus pe tronul Harului. Iubitule Domn, am voie astăzi să te rog din inimă ca tu pe toți, aceia care se referă la prorocul tău, dar spun că tronul Harului în anul 1963 s-a schimbat ca fiind tron al judecății. Dorește-le Har, o Doamne, o minte clară să se pocăiască, să se pocăiască în adâncul adâncului lor, iubitule Domn, intervino Tu. Intervino Tu, o Doamne, și dăruiește Har ca toți să se întoarcă la Tine, la cruce, la cuvântul Tău și toți răscumpărarea lor, eliberarea lor, neprihănirea lor și descoperirea prin Har să o trăiască. Ția Totputernicului Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, îți spunem un mulțumesc și te rugăm în același timp să binecuvintezi poporul Israel. Binecuvintează-l pe Netanyahu, binecuvintează întreg Ierusalimul și binecuvintează pe toți aceia care binecuvintează poporul tău Israel. Pentru că așa ai spus-o tu. Ai spus-o în Geneza 12:3, cine te va binecuvânta, îl voi binecuvânta, cine te blastămă, îl voi blestema. Dumnezeule din ceruri, îndură-te tu și dăruiește-le har tuturora și adu-ți aminte de lucrurile care le-am amintit în rugăciune. Ridică-ți tu fața ta asupra noastră și dăruiește-ne binecuvântarea ta în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Puteți reocupa locurile. După aceea, 2-3 frați vor veni și vor mulțumi Domnului. Haideți să cântăm o cântare. Cine propune o cântare? 649. Cântarea 649. Cântarea 649. Fă-mă liniștit, o Doamne. Asta este cerința mea. Puteți deja începe cu cântatul. Fă-mă liniștit, o Doamne. Asta e dorința mea, cerința mea, liniștit să văd minunile din cuvânt, liniștit să aud cum Tu vorbești, liniștit ca să fiu cu Tine singur împreună. O, lasă-mă să fiu liniștit, iubitule Domn, Mântuitorul meu, pregătește-mă pentru veșnicie în prezența Ta sfântă. Doamne, când lucruri grele vin asupra mea, liniștit în bună știință că Tu cunoști necazul, liniștit încrezându-mă în puterea Ta, liniștit în dragostea care veghează asupra mea. Oh,
O, lasă-mă să fiu liniștit, iubitule Domn și Mântuitorul meu. Pregătește-mă pentru veșnicie în prezența ta sfântă. Fă-mă liniștit în așteptare, liniștit în lucrare, în luptă, liniștit față de bucuria și suferința altora, liniștit rugându-mă, fiind pregătit să-i ajut și pe alții. Fă-mă liniștit, liniștit, o Doamne, iubitule Domn și Mântuitorul meu, pregătește-mă pentru veșnicie în singurătatea ta sfântă. Haideți să ne sculăm cu toți în picioare acum. Fă-mă liniștit în interiorul meu, fă-mă liniștit până când e ceea ce tu vrei, vreau și eu din toată inima. Până când tu ești atât de mare și eu atât de mic, așa ca tu să fii totul în toate. Lasă-mă să fiu liniștit, iubitule Domn și Mântuitorul meu, pregătește-mă pentru veșnicie în prezența ta sfântă. Acum doi, trei frați să vină și să mulțumească. Vino și tu, frate Keller. Frate Martin Blumer, vii și tu. Laudă și mulțumire ți aducem ție, credinciosule Domn. Mulțumim pentru prorocul trimis pentru timpul nostru. El ne-a dus înapoi la cuvântul tău adevărat. Noi credem ceea ce este scris în cuvântul tău și noi dorim să și facem ceea ce tu ai spus, Doamne Iisuse. Doamne Iisuse, noi ție îți mulțumim că tu încă mai ești același. Tu ai vorbit cu noi. Tu ne-ai dăruit. Da, Doamne Iisuse, noi ție îți mulțumim și ție îți mulțumim că tu ești mai departe cu fiecare dintre noi. Tu ne-ai binecuvântat. Tu ne vei binecuvânta și mai departe. Noi doar putem să-ți mulțumim, să te cinstim, să te lăudăm pentru tot ceea ce ai făcut tu pentru noi și pentru ceea ce tu vei mai face. Îți mulțumim ție. Îți aducem o laudă și o mulțumire. Îți mulțumim și pentru robul pe care tu l-ai trimis, pe fratele Frank. Binecuvintează-l mai departe, Doamne Iisuse, întărește-l în duh, trup și suflet, ca să mai poată veni la Zürich mai departe și să ne aducă cuvântul descoperit, adevărat. Binecuvintează-l, binecuvintează-ne pe toți. Noi ție-ți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.